Стема Мазура се инаугурам ново наше седио, ден булевардот Брейден. Și cu această ocazie vrem să vă aducem la cunoștință că săptămâna trecută, la București, la Palatul Parlamentului, a avut loc o ședință comună cu BNSCD-ul, în care s-a hotărât, în urma unui protocol, crearea unei alianțe, atât pentru viitoarele alegeri prezidențiale, cât și pentru alegerile din 2016. Iar PNCCD-ul, normal, intrând în această alianță, va susține candidatura doamnei Irena Udrea. În primul rând, doresc să salut și eu nașterea acestei alianțe, alianțe politice PNP-PNCCD. Acest lucru s-a întâmplat la București sâmbătă 30 august. Alături de noi, astăzi, se află și președintele organizației de tineret, Alin Robu, care și împreună cu domnul profesoritu au fost alături de noi la momentul festiv al nașterii acestei alianțe. Da. Aș vrea să vă spicuiesc câteva lucruri din ce prevede protocolul. De fapt, sunt două protocoale. Un protocol de susținere a candidatului Elena Udrea pentru alegerile prezidențiale. PNCCD își asumă cu tot ce înseamnă susținerea prin strângerea de semnături și, bineînțeles, participarea efectivă la campania electorală. Al doilea protocol, protocolul care înseamnă formarea alianței politice PNP-PNCCD, are ca obiective cele două partide împărtășesc valorile libertății, responsabilității personale, ale democrației, a statului de drept, libera inițiativă și, bineînțeles, valorile morale creștine. Tot prin obiectivele asumate, ambele partide vor susține organizarea unui referendum pe tema formei de guvernământ din România. Știm cu toții că Republica a fost adusă cu tancurile sovietice. De atunci, știu, latura monarhistă, care reprezintă din ce în ce o susținere mai mare la nivel de țară, își doresc reprezentanții monarhiei un referendum prin care cetățenii să-și declare liber apartenența legată de republică sau de monarhie. Noi vom susține acest lucru. Am observat că după creșterile record ale PIB-ului în 2012-2013, refer la PIB-ul României, care bineînțeles că nu se datorează guvernului Ponta, ci a guvernului Boc, care a aplicat acele reforme, care a dus la punerea României pe un făgaș normal și corect pentru dezvoltarea economică și, ca dovadă, s-a văzut în 2012 și 2013, România a avut o creștere record. De-abia de acum încolo se văd efectele politicii guvernului Ponta. Practic, guvernul Ponta este un eșec. Un eșec național pentru noi. Și, din păcate, acum, în loc să ia măsuri pentru redresarea României, pentru că, după cum știți și după cum știm cu toții, România deja este cu un pas spre o criză economică, spre reintrarea crizei economice, în loc să ia măsuri pentru redresarea economică, guvernul Ponta, în disperare de cauză, promovează tot felul de măsuri populiste. Ca, de exemplu, acele pomeni electorale. S-a văzut zilnic și săptămânal se promovează fel de fel de pomeni electorale care, din păcate, fără discuție, le vom plăti tot noi. Sper că cetățenii o să-și dea seama că toate aceste pomeni electorale nu vin de undeva din ceruri. Ar fi fost bine să vină din ceruri. Aceste plăți le vor face cetățenii și, după alegerile prezidențiale, se va plăti înzecit toate aceste pomeni electorale. Ați văzut amnestii fiscale, care sunt, în opinia noastră, discriminatorii. Adică
unii cetățeni plătesc 40 de taxe și alții beneficiază de aceste pomeni în disperare de cauză, cum am spus, pentru că Ponta, primul ministru Ponta, făcându-și calculul, și-a dat seama că nu ies voturile pentru alegerile prezidențiale. Și atunci, normal, procedează în a împărți țara în două. În cei care beneficiază de niște facilități, niște facilități, și alții care nu beneficiază, ba din potrivă, le plătesc. Și nu este corect. Măcar este județul Vrancea. De 25 de ani este guvernat de stânga și știți că Vrancea este un pol al sărăciei în România. Din păcate, guvernul Ponta pune taxă pe orice. Pe orice. Începând de la carburanți și până la stâlpi. Și cine știe pe ce vrea să mai pun taxe. Tot așa, în disperare de cauză, guvernul Ponta recurge la acest traseism politic. Eu sunt convins că această ordonanță de urgență, facem o paranteză, care urgență? În Constituția României se stipulează clar ce înseamnă ordonanță de urgență. Urgență înseamnă când arde, când avem inundații, când e război. Dar acum urgența este ca Ponta să iasă președinte. Și sunt convins, după cum spuneam mai înainte, că nu își va arăta efectul această ordonanță de urgență. Sunt convins că primarii, și dacă ne referim chiar și la primarii frânceni, nu vor trece așa cum speră ei, așa cu toții, la PSD. Pentru că primarii care gândesc îți dau seama că pentru 3-4 luni are rost să treci la un partid care a dus România în pragul colapsului. Pentru că dacă poporul român a suferit în câțiva ani în urmă pentru aplicarea, când s-au aplicat atunci niște reforme și mă rog, economia a fost redresată într-un mod dureros, într-adevăr, pentru cetățeni, când ziceam și noi că suntem pe o direcție bună, începuse să se vadă roadele acelor perioade mai grele, acum guvernul Ponta începe să arunce cu bani în stânga și în dreapta, pe pomeni și, dacă ar fi numai asta, și pe furat. Corupția și, după cum se vede zilnic, DNA-ul își face treaba, iar corupția este la un nivel la care cetățenii pot să-și spună singuri, pot să-și dea singuri părerea. A dat președintele României, două mandate de președinte al României, a trecut țara prin criză, a guvernat România, a dat prim-miniștri, președinți de Camera Deputaților, de Senat. PDL-ul, sub domnul Blaga, a preferat să se remorcheze la, să zicem, între ghilimele, locomotiva PNL, pentru că PDL-ul are mari probleme, și a pierdut identitatea și nici măcar un candidat nu a fost în stare să-și impună PDL-ul. Eu aș vrea să discutăm astăzi un pic despre traseismul parlamentarilor noștri. Pentru că, așa după cum știți, ei nici nu au fost îngrădiți de lege, dar ei au fost liberi de traseism întotdeauna. Am putea, de altfel, să ne amintim că în aprilie 2012, tot de un traseism politic a fost vorba într-o oarecare măsură, atunci când guvernul Victor Ponta a luat puterea înaintea alegerilor prin care a fost legitimat. Așa cum știți, în 2012 țara s-a trezit cu 6 de parlamentari, adică cu 100, cam cu 100 mai mult de obicei, și pun în paranteză faptul că s-a trecut peste voința electoratului care în propus de 87% votase vreo 300 parlamentari, pun în paranteză aici. Vă spuneam că am 100 parlamentari în plus, pentru că în Constituția României sunt prevăzute situații în care o forță politică, o alianță politică obține o majoritate covârșitoare, așa cum s-a întâmplat cu USR-ul. Trebuie păstrată și vigilența opoziției, trebuie și ea să reprezinte în cei 4 ani de scrutin electoral, chiar dacă nu este tocmai legitimată prin vot.